Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la ediția de astăzi a emisiunii Telemedicina. Vă mulțumim tuturor că ne urmăriți și în această după-amiază, doamnelor și domnilor, când vă propunem o emisiune în direct cu dumneavoastră, bineînțeles, așa după cum sunteți deja obișnuiți, cu telefoane la 0332101104 către invitata noastră din această emisiune Telemedicina, doamna doctor Codruța Iliescu, medic primar pediatru de la Spitalul Arcadia din Iași, căreia îi spunem bine ați revenit la noi la Telemedicina. Bună ziua și bine v-am regăsit, cu mare drag am revenit. Mulțumim, doamna doctor. Avem o temă îndrăzneață pentru telespectatorii noștri. Ne-am gândit la copilași de această dată, să venim în întâmpinarea părinților cu o temă deosebit de interesantă și cred eu că îi va interesa pe mulți părinți, pentru că ne veți spune și dumneavoastră cât de frecventă este această afecțiune despre care vom vorbi, și anume este vorba de incontinența urinară. Vom vorbi despre cauzele acesteia, despre tipurile de incontinență urinară, despre tratament mai ales, și vom spune telespectatorilor că doamna doctor Codruța Iliescu a făcut un curs în Franța, la Paris, este expert în urodinamică și în pelvi-perineologie, da? Dumneavoastră ne veți spune exact despre ce este vorba, ce înseamnă urodinamică, ce înseamnă bilanțul urodinamic, avem de vorbit. Dar așteptăm și telefoanele telespectatorilor, așa după cum sunteți obișnuiți, dragi prieteni, 0332 101 104. Doamna doctor, incontinența urinară la copil, ce înseamnă? În primul rând, aș vrea să încep prin a spune și a preciza faptul că a devenit incontinența urinară la copil, a devenit o preocupare din ce în ce mai mare. Dovadă că s-au dezvoltat ultra-specializări în acest domeniu. E o problemă care preocupă mulți dintre medicii specialiști cu înclinații către urologia pediatrică, pentru că e o problemă săcăitoare nu numai pentru copil, ci și pentru părinții unui copil cu incontinență urinară. Incontinența se poate defini simplu, adică orice pierdere involuntară de urină, apărută fie în cursul zilei, fie în cursul nopții, fie atât ziua cât și noaptea, la copilul care are deja controlul micțional instalat, deci practic după vârsta de 4 ani. Deci să înțelegem că după vârsta de 4 ani acest control este ar trebui sigur, să fie, ar trebui să fie instalat. Deci, atunci când părinții se chinuie cu copilașii și mai pun Pampers și vor să scape de Pampers la 2-3 ani, nu e sigur că, trebuie că să se avem poate și rezolva răbdare. Problema. Sigur. Da? Deci, cartea spune, studiile și experiența spune că după 4 ani. După vârsta de 4 ani, până la vârsta de 4 ani, mai putem accepta scăpări involuntare de urină, pentru că totul derivă din obținerea unui control voluntar corticalizat. Adică trebuie și creierul să fie suficient de matur pentru a realiza această coordonare între sfinctere și controlul cerebral. Incontinența urinară, spuneați dumneavoastră, că poate fi și diurnă, dar și nocturnă. Cât de frecventă este aceasta? Care ar fi cea mai gravă? Care ar fi cea mai importantă, să spunem, pentru dumneavoastră ca și specialist? Cea mai frecventă formă de incontinență întâlnită la copil este cea nocturnă, pe care o cunoaștem sub denumirea de enuresis nocturn. Adică scăpările care apar în timpul somnului copilului fără să-l trezească. Situația asta este întâlnită cam în 59% dintre cazuri, dar aproape la fel de frecvente, deci în 48% dintre situații, pot apărea manifestări de incontinență diurnă, deci apărute în cursul zilei. Și ele pot fi clasificate după foarte multe criterii. În primul rând, după criteriul a circumstanțelor de apariție. Și aici se clasifică cel mai adesea incontinența urinară diurnă apărută în condiții de urgenturie, adică de urgență micțională pe care copilul practic nu o poate reprima. Apar scăpări involuntare care afectează întotdeauna acea perioadă de siguranță pe care orice persoană trebuie să o aibă, adică timpul în care, pe care îl poate avea o
un copil până când să micționeze. Deci acest timp de siguranță este întotdeauna afectat la copilul cu incontinență urinară prin urgenturie. El nu își poate reprima dorința asta imperioasă de a urina și atunci până ajunge la toaletă scapă urina într-o cantitate relativ moderată. Sunt mai mulți factori care sunt incriminați în producerea acestei afecțiuni, să spunem, incontinență urinară sau enurezis, cum ați spus dumneavoastră, factori favorizanți, factori determinanți, factori de risc, pentru că sunt și anumite afecțiuni care probabil contribuie la apariția acestor tipuri de incontinență. Pentru enurezisul nocturn, deci pentru scăpările involuntare de urină apărute noaptea, sunt mai mulți factori incriminați, printre care aș dori să subliniez existența unei secreții inadecvate de vasopresină, deci de hormon antidiuretic, ceea ce determină o manifestare de poliurie nocturnă, deci copilul practic urinează de mai multe ori într-o noapte. Bineînțeles că au fost studiați toți factorii care sunt implicați în producerea enurezisului nocturn și s-a descoperit recent existența chiar a unei gene, numită gena ENUR1, care este localizată pe cromozomul 13 și care se pare că se transmite ereditar, este întâlnită adeseori în familii de părinți enuretici care au un copil enuretic, deși modul de transmitere poate să fie determinant, autosomal dominant, dar și recesiv. Doamna doctor, avem un telefon, un apel telefonic, să încercăm să răspundem. Pare rău, rog telespectatorul să revină. N-am mai avut răbdare să termine, doamna doctor, ideea. Vă rog să reveniți, da? Că noi vă preluăm apelul cât putem de repede. Dacă vedeți că nu v-am preluat imediat ce sunați dumneavoastră, mai așteptați puțin, pentru că imediat ce putem, nu pot să o întrerup chiar așa pe doamna doctor dintr-o idee atunci când ne răspunde la o întrebare. Mulțumim foarte mult și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Da, doamna doctor, deci ne spuneați de fenomenul genetic care este care poate fi incriminat. Și există situații în care familii de părinți enuretici au copii enuretici. Există un alt factor foarte frecvent incriminat în producerea enurezisului nocturn și anume o imaturitate a locus ceruleus care intervine în profunzimea somnului. În general, copiii enuretici au un somn extrem de profund. Ei practic nu realizează faptul că au scăpat urina. De asemenea, există tulburări de atenție și de concentrare ale copilului datorate unor disfuncționalități în controlul pontotalamo-cortical, pentru că acest sistem intervine, bineînțeles, în controlul sfincterelor și implicit a mușchiului vezicii, anume a detrusorului. Există, de asemenea, alți factori, printre care infecția urinară repetată. Poate fi unul din factorii care se amorzeze fenomene de enurezis nocturn, dar în general infecția urinară recidivantă determină și fenomene de incontinență diurnă. Deci ceea ce subliniam la început, că există și forme de incontinență diurnă asociate cu enurezis nocturn. De ce apare infecția urinară repetată la copil? Care ar fi factorii care duc la apariția infecțiilor? Acestea? Depinde de vârsta copilului. Există malformații renale care pot favoriza apariția unor infecții urinare recidivante, mai ales la nou născut, sugarul mic. Și aici vreau să subliniez importanța diagnosticului ecografic antenatal. Morfologia fetală făcută în ultimul trimestru poate detecta, la ora actuală, malformații renale înainte de nașterea copilului, care necesită, bineînțeles, o confirmare ecografică și postnatală, imediat postnatal, în prima săptămână de viață. Acest diagnostic precoce favorizând la ora actuală diagnosticul cât mai precis și mai rapid a malformațiilor severe care pot fi rezolvate. Și aici vreau să subliniez importanța valvei de uretre posterioare la băiețel, pentru că este o malformație care poate fi rapid diagnosticată și rapid tratată prin endoscopie și care împiedică practic evoluția torpidă către o afectare cronică renală. De asemenea, foarte frecvent întâlnită la copil este o altă malformație denumită reflux vezico-ureteral, în care, practic, maturitatea sfincterelor care împiedică refluarea urinii din vezică către rinichi este afectată și atunci sunt situații în care prima manifestare a unui reflux poate fi o infecție urinară.
E foarte adevărat că există și niște factori favorizanți care concură la vârste mai mari în producerea infecțiilor urinare cu caracter recidivant. Și unul din factori poate părea banal, constipația. Constipația este un factor de risc foarte important pentru infecții urinare. Și bineînțeles și o serie de factori psihologici, pentru că sunt studii care arată foarte clar că 25% dintre copiii care au ADHD, deci tulburări de concentrare și de atenție, sunt mai expuși în a face fenomene de incontinență și enurezis. La fel ca și malformațiile tubului neural, cum este mielomeningocelul, care de asemenea poate fi diagnosticat imediat după naștere și tratat. Putem spune că și frica, anxietatea pot să ducă până la urmă la apariția incontinenței urinare? Categoric, și cred că în ultimii ani, datorită faptului că mulți dintre părinți sunt obligați să plece să lucreze în străinătate, este un impact foarte important asupra psihologiei copilului. Mulți dintre copii se simt abandonați, fac fobii de separare, fobii, sindrome anxioase extraordinare care se pot manifesta prin fenomene de incontinență. Chiar întreba o telespectatoare și spunea că are un copilaj de 5 ani și jumătate și că a avut o mică traumă, nu a explicat exact despre ce este vorba și că în fiecare noapte se repetă și face pipi în pat. Da. Da. Și nu știa ce trebuie să facă. În fața unor manifestări de enurezis nocturn, este foarte important, în primul rând, să nu psihiatrizăm. Deci este foarte important ca acel copil să fie corect evaluat, corect diagnosticat, pentru că trebuie să excludem întotdeauna existența unui substrat organic care să favorizeze enurezisul, iar factorul psihologic nu trebuie neglijat, dar el rămâne undeva la coada listei. Secundar. La coada listei. Să încercăm să răspundem la telefon. Sigur. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua! Vă rog să adresați întrebarea, de unde ne sunați? Botoșani. Vă ascultăm. Așa, vreau să vă întreb, am o fetiță de 7 luni spre 8, aproape 8 luni. Să vă trăiască. Zilele trecute, mulțumesc, Luna. Zilele trecute a căzut din pat și a fost exact cumva cu căpușorul de parchet, partea dreaptă. Nu știu, am fost și s-a făcut de vreo radiografie, după care, na, nu se are niciun rezultat, a zis că ceva care avea o fisură, o fractură, acum nu știu că eu nu eram în oraș. Așa, și nu știu, ați putea să mă lămuriți ce mai exact ar trebui să-i facem, ce un RMN sau știu eu, totuși locul căzăturii este umflat. Ceea ce vedeți dumneavoastră ca umflătură la nivelul capului este hematomul pe care copilul dezvoltă, adică cucuiul, da? Este un edem al părților moi, care însoțește aproape întotdeauna un traumatism la nivelul capului. Dacă pe radiografia craniană s-a văzut un traiect de fisură, de fractură, cred că este foarte important să-i faceți un examen computer tomografic cerebral. În general, traumatismele craniene ale copilului și mai ales ale sugarului mic trebuie urmărite. Nu există un tratament specific pentru așa ceva. Și ce anume trebuie să urmăriți? Apariția unor vărsături din senin, vărsături cu în cantități foarte mari, sau starea de somnolență, de apatie, lipsa de reactivitate a copilului. Dar cred că e nevoie de un examen computer tomografic și un examen neurologic, mai ales după acest traumatism, pentru că e un copil mic. Da, sper că telespectatorul nostru a înțeles răspunsul. Mulțumim că ne urmăriți și de acolo, de la Botoșani, și de la Neamț, și de la Suceava, și de la Iași, și de la Galați, și de oriunde v-ați aflat dumneavoastră, dragi prieteni, și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Doamna doctor, continuăm cu factorii. Spuneați că factorul psihologic ar putea rămâne cumva pe un plan al doilea, pentru că factorii organici sunt cei mai importanți în producerea enurezisului. Sunt factorii de care trebuie să ne temem și pe care trebuie să îi firmăm întotdeauna și să excludem până la urmă. Dacă există și o componentă psihogenă, bineînțeles că va trebui să ne ocupăm și de ea, pentru că nu putem rezolva
o incontinență fără să atacăm amândouă fronturile. Deci boala organică sau funcțională, pentru că de cele mai multe ori incontinența la copil este datorată unor disfuncții, a unor tulburări funcționale. Și bineînțeles, în paralel, trebuie acționat și pe planul psihologic, pentru că e foarte importantă discuția pe care o avem și cu părinții și cu copilul. Practic, de multe ori în cabinet, demistifiem toate informațiile pe care părinții și chiar copilul mai mare le au de pe internet, accesul la internet este deschis oricui, ei capătă niște informații care nu sunt întotdeauna exacte și nu întotdeauna se potrivesc specificului copilului. Și atunci rolul nostru este de a le prezenta situația clară, așa cum este ea. Apropo de cât de frecventă este forma respectivă de enurezii sau de incontinență diurnă, care sunt factorii, să identificăm factorii de risc pentru copilul respectiv. Adeseori noi spunem cuvântul polisie, anamneza într-o incontinență urinară pe care o facem noi ca medici în cabinet, este o anamneză ca de polițist, este ca o anchetă făcută de un polițist pentru a depista toți factorii care pot contribui la producerea enurezisului sau a incontinenței urinare diurne. Pentru că dacă nu se face o anamneză corespunzătoare, poate fi ușor scăpat, poate un element important. Elementul cel mai important. Bineînțeles că după această anamneză, acest interogatoriu polițist aproape, urmează un examen clinic foarte corect și cât mai complet. Pentru că e foarte important de depistat existența unor factori de afectare a măduvei, a măduvei spinării. La cele mai mici semne neurologice pe care le putem depista la examenul clinic, suntem obligați să facem investigații speciale pentru investigarea măduvei nervoase, măduvei spinării, pentru că ea intervine în controlul micțional. Și, nu în ultimul rând, vreau să subliniez importanța unei metode care poate fi denumită primul test urodinamic, și anume calendarul micțional. Calendarul micțional pe care părinții trebuie să-l completeze acasă minim 48 de ore este un element foarte important, pentru că obiectivează multe elemente pe care ne ajută în diagnostic. De fapt, ce înseamnă acest calendar? Înseamnă că timp de 48 de ore, cel puțin, ideal ar fi 3 zile, părinții să noteze într-un calendar cu orar foarte clar aportul de lichide, cât a urinat copilul, în ce moment al zilei a urinat, în ce condiții au apărut scăpările de urină, cantitatea de urină pierdută și alte circumstanțe care s-au adăugat. Pentru că este un element, calendarul micțional are 3 elemente foarte importante în interpretarea lui. În primul rând, ne testăm complianța familiei, pentru că familiile care completează acest calendar sunt clar preocupate de problema respectivă și doresc să o rezolve. În al doilea rând, putem obiectiva aceste elemente, respectiv nicturia, polachiuria, urgenturia, în ce condiții apar scăpările de urină. După aceea putem cuantifica cantitatea de urină pe care o pierde copilul într-un episod de incontinență și ne mai ajută la calcularea unei capacității vezicale funcționale, pentru că e foarte important de știut care este capacitatea vezicii la aportul de lichide pe care îl primește copilul respectiv. În același timp, al treilea element important pe care ne-l oferă calendarul micțional este urmărirea și supravegherea răspunsului la tratament. Pentru că în situația în care noi începem un tratament destinat incontinenții, trebuie să obținem și să avem niște rezultate. Și de multe ori cuantificarea se face tot prin supravegherea cu ajutorul calendarului micțional, pentru că trebuie să vedem o îmbunătățire a situației. Spuneați, doamna doctor, că foarte importante în apariția acestei incontinențe urinare sunt malformațiile. Da. Și spuneați că acestea, dacă sunt depistate la momentul oportun, se poate interveni asupra lor. La Arcadia se pot rezolva aceste probleme? La Arcadia, Spitalul Arcadia, putem face un diagnostic foarte corect la ora actuală a tuturor malformațiilor renovezicale.
De ce? Pentru că beneficiem de mijloacele tehnice necesare, de la ecografia antenatală, ecografia postnatală, la efectuarea cistografiei micționale retrograde, care pune în evidență refluxul vezico-ureteral și valva de uretră posterioară, la cistoscopie, care este un pas înainte în diagnosticul unor anumite malformații cu caracter obstructiv, și urografia IRM, este urografia non-iradiantă, pe care noi o folosim pentru malformațiile obstructive, mai ales malformațiile tractului urinar superior. Există, eu știu, o anumită indicație de vârstă pentru toate aceste investigații care se fac? Nu se pot face indiferent de vârsta copilului? Vârstă. Tocmai v-am explicat că sunt niște investigații non-iradiante. Deci urografia IRM tinde să înlocuiască, la Arcadia a înlocuit clar vechea metodă de urografie intravenoasă, care ar trebui evitată din două motive. În primul rând că folosește o substanță de contrast care poate fi toxică pentru rinichiul malformat și, în al doilea rând, că expune copilul la un grad de iradiere semnificativ. Și utilizând toate aceste metode de diagnostic, sunt toate șansele pentru a găsi cauza exactă a incontinenței sau a malformației respective. Pentru investigarea corectă a incontinenței e nevoie adeseori de acest bilanț urodinamic, de efectuarea unor teste urodinamice specializate care implică o aparatură performantă, pe care noi ne străduim și, având aceste preocupări, să o achiziționăm și să începem să efectuăm și bilanțul urodinamic, poate pentru prima dată, pentru copiii din Moldova. E foarte frumos ceea ce ne spuneți și interesant, pentru că vor beneficia atâția copii de aceste teste de efectuarea bilanțului urodinamic. Sigur. Și veți veni în întâmpinarea atâtor copii din toată Moldova și poate că și din altă parte. Sigur, da, nu numai, nu e barieră numai pentru Moldova, și este foarte bine, pentru că din experiența dumneavoastră ne-ați spus că sunt foarte multe cazuri de incontinență urinară. Și diurnă și nocturnă. La ora actuală, în diagnosticul și încadrarea corectă a incontinenței urinare, este foarte important de stabilit mecanismul de producere, fiziopatologia, să ne explicăm de ce se produce incontinența respectivă. Și pentru aceasta avem acest bilanț urodinamic care poate reproduce, practic, condițiile în care copilul scapă urina. Bilanțul urodinamic, de asemenea, poate preciza foarte clar etiologia incontinenței, adică e vorba de o tulburare funcțională sau este vorba de o tulburare organică. Și nu în ultimul rând, prin studiul presiune-debit, care se poate efectua în cursul unui bilanț urodinamic, putem obiectiva existența obstrucției, de să știm exact care este nivelul, unde e nivelul obstrucției și să-l putem aprecia și să-l putem trata. Există mai multe resurse terapeutice pentru tratamentul incontinenței urinare la copil. Iar aceste resurse terapeutice trebuie foarte bine alese, pentru că nu putem face încercări terapeutice să vedem cum reacționează. Trebuie să atacăm fondul problemei. Și în acest punct de vedere există o ierarhizare aproape matematică a liniilor de tratament care pot fi folosite în incontinența urinară la copil. Dar ca să ajungi la aceste linii terapeutice, să le cascadezi cum ar veni, să treci dintr-o etapă în alta, dacă a mers bine, mergi mai departe, dacă a evoluat prost, trebuie să treci la linia următoare, asta nu se poate fără o încadrare corectă a tipului de incontinență. Spuneați de bilanțul acesta urodinamic. Practic, ce înseamnă, ca să înțeleagă telespectatorii mai bine, ce înseamnă acest bilanț? Există mai multe etape ale bilanțului urodinamic. Prima etapă constă în debitmetrie. Este o metodă de diagnostic non-invaziv în care, practic, nu se generează niciun disconfort copilului. Există un aparat care se numește debitmetru, în care copilul micționează și se înregistrează în timpul micțiunii o curbă de debitmetrie, care poate fi interpretată din punct de vedere al amplitudinii ei, al duratei ei, al debitului micționat, încadrată într-o curbă normală sau într-o curbă de tip obstructiv. Și deja este un element foarte important de diagnostic.
Întotdeauna debitmetria va fi urmată de o măsurare cu ajutorul unui mini-ecograf portabil a cantității de urină care poate să rămână după o micțiune în vezica copilului, deci obiectivarea retenției. Practic, cu ajutorul acestor două metode, noi putem pune în evidență existența unui sindrom de disurie și de retenție. Pentru că, mai departe, să putem face alte teste suplimentare care să ne arate exact nivelul obstrucției și tipul obstrucției. Și aici intervine electromiografia. Electromiografia efectuată la nivelul planșeului perineal. Pentru că cea mai frecventă formă de incontinență urinară la copil este disfuncția acestui planșeu. Adică o contracție incorrectă a mușchilor perineali care generează o obstrucție. Este forma cea mai frecventă de disfuncție micțională întâlnită la copil, care generează incontinență diurnă. Bineînțeles că în funcție de aceste etape pe care noi le facem una după alta, în evaluarea unei incontinențe, urmează o metodă mult mai amplă și care implică plasarea unei sonde urinare pe care se inoculează practic lichid de perfuzie, ser fiziologic, în dorința de a reproduce toate manifestările care generează incontinența la copil. Asta este o metodă aplicată în anumite situații foarte bine precizate, se numește cistomanometrie de umplere și urmată, bineînțeles, de cistomanometria de evacuare. Cistomanometria este o metodă ceva mai sofisticată de diagnostic, dar foarte utilă în anumite situații. Deci e foarte important de încadrat tipul de incontinență urinară, de care este diurnă, nocturnă și care funcțională, organică. Exact. Sigur. Și care sunt factorii, pentru că este un fenomen deosebit de complex, nu e deloc simplu ceea ce pare faceți simplu, dumneavoastră și ceea ce diagnosticați, este deosebit de complex. Deci dacă vreți, un traseu de urodinamică seamănă cu un traseu de electroencefalogram. Știm cu toții cât de importantă este electroencefalografia pentru diagnosticul de epilepsie. Practic, nu poți pune un diagnostic de epilepsie fără să ai un traseu EEG modificat. La fel și bilanțul ăsta urodinamic oferă niște curbe care pot fi interpretate și care ne arată foarte clar ce se întâmplă la nivelul vezicii și a sfincterelor. Rezultatele obținute prin acest test urodinamic ne ajută să alegem tratamentul cel mai potrivit fiecărei forme, ceea ce va duce, bineînțeles, la rezultate terapeutice mult mai bune. Impactul psihologic cred că este deosebit de important când vorbim despre enurezis. Foarte important la copil. Scăpările involuntare de urină sunt studii care au demonstrat că pentru un copil faptul că în permanență este ud cu urină, că miroase a urină, reprezintă al treilea factor de stres major după pierderea unui părinte sau după pierderea vederii. De asemenea, antrenează niște componente psihologice importante, în primul rând rejetul din partea comunității de copii. De ce? Pentru că miroase în permanență a urină. Introvertirea copilului, faptul că se consideră un copil bolnav, un copil deosebit față de ceilalți. Și nu de multe ori copilul incontinent este pedepsit. Este pedepsit pentru faptul că scapă urină. Și atunci această triplă componentă psihologică, rejetul din partea comunității de copii, pedepsirea lui, faptul că devine tot mai introvertit și neînțeles, îi generează niște tulburări psihologice importante, care după aceea trebuie abordate și trebuie restabilite. Și copilul poate fi neînțeles atât de familie, cât și de, de anturaj. Anturaj. Sigur. Poate la grădiniță, la creșă sau unde merge el, este certat pentru faptul că, uite, n-ai fost atent, nu te-ai dus la timp. Și, de fapt, în spatele acestui fenomen sunt fenomene atâția organici. Factori Sigur. Organici care, de fapt, sărăcuțul copil n-are nicio vină. Exact, și el este pedepsit degeaba. Da, aici vine rolul nostru, practic, rolul nostru de a face o echipă cu părinții și cu copilul. Aici numai dacă părinții apelează la timp la dumneavoastră, sigur. Pentru că s-ar putea ca părinții să aplice o serie de metode, de pedepse de copilului și să-l lase... Și să răutățească situația. Exact, da, și să vină prea târziu la dumneavoastră. Da, de foarte multe ori în anamneza asta poliție de care vă vorbeam la începutul emisiunii intervin și acești factori.
faptul că se încearcă tot felul de metode terapeutice care nu aduc beneficii, faptul că se ajunge la metode din astea coercitive, pedepse, fără să se atace fondul problemei. Și atunci, dacă nu facem o echipă care să lupte pentru depistarea și pentru tratarea corectă a incontinenței urinare, adeseori se obține un nou eșec, ceea ce debusolează și demoralizează și mai tare atât familia cât și copilul. Întotdeauna întrebăm în anamneză, cine și-a dorit mai mult să vină la consultul urologic? Copilul sau părinții? Pentru că e important de știut pe cine deranjează mai mult această incontinență urinară. De multe ori copiii sunt cei care își doresc. Da, acum ar trebui să aibă o anumită vârstă, probabil, nu că... Bineînțeles, copiii mai mari, care înțeleg fenomenul. Copiii mai mărișori, da, sigur. Da. Pentru copiii mai mititei, de obicei părinții sunt cei care se adresează, pentru că ajung la epuizare, faptul că se trezesc noaptea, că trezesc copilul noaptea, ca să micționeze, să nu mai scape pipi în pat, generează noi probleme. O telespectatoare întreabă dacă dezvoltarea fizică întârziată a copilului poate să favorizeze apariția acestui tip de incontinență urinară diurnă sau nocturnă. Există afecțiuni cronice cerebrale, cum este paralizia cronică infantilă sau encefalopatia cronică infantilă, care poate să se însoțească de pierderi de urină. E o altă problemă care trebuie foarte corect abordată, în primul rând, printr-un consult neurologic de foarte bună calitate, pentru încadrarea corectă a suferinței cerebrale și urmată, bineînțeles, de consult urologic. Aici facem o echipă mult mai extinsă. Mai extinsă, incluzând neurologul, incluzând poate imagistul care trebuie să facă o rezonanță magnetică nucleară pentru a pune în evidență ce tulburări există la nivelul substanței cerebrale. Sunt cazuri mult mai complexe. Mult mai complexe, care depind nu numai de dumneavoastră, deci și de și de echipa de restul specialiștilor, exact, care trebuie să concurs. Dar un copil care are diabet poate să aibă incontinență urinară? Categoric. De fapt, testarea și căutarea prin analize de laborator urinare și biochimice, excluderea unui diabet zaharat și a unui diabet insipid, intră în protocolul de investigare a unei incontinențe. Văd că telespectatorii sunt mai timizi astăzi, nu vor să adreseze întrebări, probabil că ne urmăresc. Dragi prieteni, orice problemă aveți în legătură cu copilașii dumneavoastră, doamna doctor este medic pediatru, este și cadru universitar, este medic pediatru la Spitalul Arcadia și vă răspunde cu drag. Nu neapărat incontinență urinară, preferabil, pentru că aceasta este tema. Dar dacă doriți să întrebați orice legat de copilașii dumneavoastră, de orice afecțiune, doamna doctor vă răspunde. Mulțumim foarte mult! Doamna doctor, cineva întreba ce înseamnă vezică neurogenă. Vezica neurogenă este o afectare neurologică a măduvei spinării. Această afectare poate fi congenitală. E vorba de mielomeningocelul care se depistează atât antenatal cât și postnatal precoce. Este una dintre cele mai complexe situații în care apare manifestarea de vezică neurogenă, care trebuie însă abordată rapid postnatal, pentru că altfel o vezică neurogenă datorată mielomeningocelului poate în 3 ani de zile să evolueze spre insuficiență renală cronică. Iar o treime dintre vezicile neurogene datorate mielomeningocelului pot evolua către insuficiență renală cronică chiar în primul an de viață. Deci este o problemă contra cronometru. Depistarea unei vezici neurogene și a unui mielomeningocel reprezintă, dacă vreți, o urgență pentru noi ca urologi. E foarte important acest bilanț urodinamic care trebuie făcut de primă intenție în fața unei vezici neurogene. De ce? Pentru că foarte multe dintre vezicile neurogene funcționează la o presiune, la un regim presional foarte crescut. Deci acumularea de vezică, de urină în vezică se face la presiuni foarte mari, ceea ce va forța, bineînțeles, musculatura vezicală cu apariția unui reflux vezico-ureteral secundar care va distruge în timp rinichi. În general, copiii care au astfel de afectare trebuie să înceapă foarte rapid cateterismul intermitent, adică autosondajele, sondarea permanentă pentru evacuarea cât mai completă a urinii din vezică. Există la ora actuală tehnici foarte, foarte importante și foarte interesante în abordarea vezicii neurogene. Există preocupări în acest sens.
la ora actuală un tratament foarte modern și care are succes în vezica neurogenă este injectarea de toxină botulinică. Uitați că toxina botulinică nu se folosește numai în remodelarea buzelor și exact. În ștergerea ridurilor faciale de expresii, ci și în abordarea vezicii neurogene de acest tip, care funcționează la o presiune foarte mare intravezical. Se fac injectări, practic endoscopice, de toxină botulinică în mușchiul vezicii, în mușchiul detrusorian, care transformă, practic, o vezică de acest tip retenționist într-o vezică compliantă care poate fi sondată ușor și întârzie evoluția către insuficiență renală cronică. De asemenea, în dubla incontinență, pentru că de multe ori copiii care au afectarea măduvei spinării au o dublă incontinență, nu numai pentru urină, ci și pentru materii fecale. Și există la ora actuală o tehnică care se numește neuromodularea sacrată, adică implantarea unui cateter la nivelul măduvei spinării, în dreptul vertebrei S3, acest cateter este lăsat pe loc, este stimulat cu un dispozitiv asemănător stimulării prin pacemaker, așa cum se face în tulburări de ritm cardiace, și care reușește să controleze eficient dubla incontinență. Este extraordinar ce ne spuneți, această revoluție în domeniul medical, și iată că acești copii au o șansă de a exact, asta putea este să mesajul pe care aș vrea să-l transmit părinților care au copii cu vezică neurogenă. Să nu abandoneze niciun caz lupta. Există resurse terapeutice, dar resursele terapeutice trebuie să fie întotdeauna precedate de o investigare corectă a vezicii neurogene. Chiar și la Spitalul Arcadia am avut în supraveghere o fetiță de acest tip. Mama a făcut studii medicale, deci a devenit asistentă medicală tocmai pentru a învăța să-și îngrijească corect copilul. A venit copilul în consultație la noi, am evaluat-o corect, avea dublă incontinență, era o candidată clară pentru această neurostimulare sacrată. Din păcate, dispozitivele de care vorbim sunt destul de scumpe și până la ora actuală nu sunt pe lista de contări ale caselor de asigurare de sănătate pentru copil, din câte am înțeles, nici pentru adult. Dar există tehnicieni, există chirurgi urologi care pot plasa sau neurochirurgi care pot aplica această tehnică. Alături de cateterismul intermitent de care vă spuneam, care practic întârzie evoluția către insuficiență renală cronică. Vezica neurogenă este același lucru cu vezica hiperactivă? Nu. Sunt două lucruri diferite. Vezica instabilă sau vezica hiperactivă este datorată cel mai adesea unei componente funcționale, în care mușchiul vezicii, mușchiul detrusor, are o tulburare funcțională care îl face să se contracte atunci când ar trebui să fie relaxat, să fie o disinergie între contracția detrusorului și contracția sfincterelor. Ar trebui să existe o armonie, detrusorul să se relaxeze, da? Și sfincterul să se contracte. Și invers, detrusorul să se contracte și sfincterul să se relaxeze. În situația acestui sindrom de hiperactivitate vezicală, mușchiul funcționează anapoda în raport cu sfincterele și în toată această tulburare funcțională apar fenomene de incontinență. Pentru acest tip de sindrom de hiperactivitate vezicală există tratamente medicamentoase. La ora actuală este vorba de anticolinergice, care se folosesc adeseori cu foarte mult succes, iar în formele de hiperactivitate vezicală care nu răspund la tratamentul anticolinergic există o metodă terapeutică nouă, neurostimularea tibială posterioară, adică un aparat care descarcă la nivelul nervului tibial posterior, în spatele gleznei, niște curenți de amplitudine mică care generează un control suplimentar pentru că nervul tibial posterior este conectat cu inervația vezicii. Și aceste ședințe se pot efectua chiar la domiciliu, copilul se uită la televizor, își reglează aparatul singur, își declanșează aceste 20 de minute de neurostimulare tibială zilnic și rezultatele se văd în timp, în sensul că se reduc semnificativ episoadele de incontinență. Este extraordinar ce ne spuneți, pentru că iată, în urma acestor tipuri de tratamente, copiii reușesc să scape de aceste reușesc probleme. Reușesc să fie independenți, reușesc să fie, sigur că da, copii normali, relaxați. Da. În multitudinea de cazuri pe care le-ați văzut dumneavoastră până acum și le-ați tratat, există copii cu incontinență urinară care
pur și simplu se tratează de la sine, că trece timpul și scapă de această problemă? Din multitudinea de cazuri pe care le-am urmărit chiar în ultimii 15 ani, pentru că eu sunt expert în urodinamică de 2 ani, dar mă preocupă această problemă de 15 ani, nu am văzut niciun caz care se rezolve de la sine. Dacă s-a rezolvat de la sine, înseamnă că a fost cel mult o tulburare funcțională amorsată de o infecție urinară incorrect tratată. Astea sunt în general manifestări care dispar. Dar de cele mai multe ori lucrurile sunt atât de combinate, atât de întrețesute, încât e foarte greu să stăpânești incontinența fără să ataci toate problemele concomitente. Și aici vreau să subliniez rolul constipației. Constipația funcțională este un lucru foarte destul de frecvent întâlnit la copii. Incidența nu este mare la copilul de vârstă pediatrică, este de 12%, dar la copiii care au tulburări micționale, incidența constipației funcționale este de 50%, deci este de 3 ori mai mare, 3 ori și jumătate mai mare decât la copilul normal, copilul obișnuit. Și constipația este un factor pe care noi am putea să-l abordăm și să-l tratăm, cu condiția să cunoaștem foarte bine și să evaluăm cât mai corect tipul de constipație. De multe ori constipația și poate că unii părinți sunt circumspecți atunci când le propunem reeducarea defecației. Pentru că cel mai adesea factorul determinant al unei constipații funcționale este un episod dureros pe care copilul l-a avut în timpul unei defecații, pe care îl ține minte și care îi creează un refuz de a mai face caca, știind, asociind defecația cu durere. Și, în general, foarte important este reeducarea defecației. Cum? De la așezarea pe toaletă, modalitatea în care copilul stă, trebuie să stea comod pe toaletă, cu picioarele sprijinite pe un scăunel, cu un reductor, se combine defecația cu o activitate plăcută, lectura. Bineînțeles, la această reducare a defecației, noi contribuim și cu un tratament adeseori asociat, care să-l ajute să își recapete încrederea că a face caca nu înseamnă neapărat durere. Avem un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua, dacă ne auziți, de unde ne sunați? Alo. Bună ziua. Alo. Vă ascultăm, vă rog să adresați întrebarea doamnei doctor. Vă rog Bună să ziua. Adresați întrebarea. Bună ziua. Suntem Dorohoi. Vă ascultăm. Sunt o bunică. Să fiți sănătoasă. Care am lăsat un puiuț. Să fiți sănătoasă. În Italia și de când s-a născut, de pe 21 iunie, da. În continuu, e hrănit la piept. Are 3 luni. Acum pe 21 am plinit 3 luni. Da, să vă trăiască. La vârsta asta, copilul poate lua ceva supliment de, cu toate că noi l-am scos din spital, de la Spitalul Gemelli în Italia, cu 2 kg 600 și acum are 5 200 după 3 luni. Și în continuu n-a luat nimic altceva în afară de piept de mamă. În continuu, nici ceai, nici nimic altceva adăugat. Noi am zis așa, zic, dacă mai trebuie ceva adăugat sau când și cum să putem să-i dăm ceva supliment, dacă se poate, dacă nu, vă rog frumos din suflet să ne spuneți când și cum. Sigur, vă spune doamna doctor imediat. Mulțumim, nu plânge, nu are ceva așa să spunem că e exagerat sau să iese din comun. Nu. Este un copil liniștit, este un copil care mănâncă ce îi se dă de la mamă, dar am întrebat o întrebare, pentru că vă urmăresc emisiunea. Mulțumim, doamnă, mulțumim foarte mult. Doamnă, vă felicit pentru nepoțel, cred că aveți un nepoțel minunat. Vreau să vă încurajez și să vă spun că laptele de mamă este cel mai bun preparat care poate exista în lume pentru un copil. Nu există nicio formulă de lapte care să egaleze ceea ce conține laptele de mamă, din toate punctele de vedere.
Faptul că el a crescut 2,6 kg în 3 luni arată, demonstrează că nu are nevoie de suplimente. E foarte importantă cântărirea lunară a copilului până la împlinirea vârstei de 6 luni, când practic va începe diversificarea copilului alimentat la sân. Faptul că el a luat 800 de grame pe lună e un lucru extraordinar și trebuie să vă bucurați. Înseamnă că laptele de mamă îi ajunge. Faptul că e liniștit, că doarme, e un argument în plus, că el este sătul. Orice copil nesătul plânge sau nu crește. Nu e nevoie de suplimente de apă, pentru că natura, tot natura a făcut, a dat o compoziție extraordinară laptelui matern, care conține tot ceea ce îi trebuie. Și apă, și zahăr, și lipide. Succesiunea subtului face ca la începutul alăptării să-i confere zahărul necesar, proteinele, iar la sfârșitul subtului grăsimile, care inhibă practic senzația de sete. Deci un copil alimentat la sân nu are nevoie de hidratare orală. Iar faptul că v-a crescut atât de bine e un argument în plus că nu trebuie să asociați nimic. Doar să-l supravegheați, să-l urmăriți. Să vă bucurați de el. Da, deci bunicuța ar trebui să fie liniștită, da, și să vă trăiască, multă sănătate, mulțumim că ne urmăriți și transmiteți acolo salutări și multă sănătate departe, unde ați lăsat nepoțelul dumneavoastră în Italia. Doamna doctor, din păcate am ajuns la final, mai avem foarte puțin, 2 minute, timp în care v-aș ruga să dați câteva sfaturi de final de emisiune telespectatorilor care v-au urmărit cu această temă deosebit de interesantă, incontinența urinară, și ce să facă, deci părinții și chiar copiii care sunt mai mărișori și care au posibilitatea de a vă înțelege? Sfatul meu este foarte clar. În condițiile în care aveți un copil care suferă de o astfel de tulburare, de pierderea de urină, încercați să faceți echipă cu un medic și încercați să ajungeți la un diagnostic corect, care implicit va duce la un tratament corect și la rezultate foarte bune. Există resurse. Și să nu stea în niciun caz să aștepte că va trece de la sine sau să apeleze cumva, Doamne ferește, la automedicație. În niciun caz. Automedicația poate înrăutăți lucrurile, în niciun caz nu le poate ameliora. Doamna doctor, noi vă felicităm pentru ceea ce ați realizat, pentru mulțumesc. Ceea ce faceți și vă dorim mult succes, multe realizări în continuare și în activitatea dumneavoastră didactică și în activitatea de la Spitalul Arcadia. Vă mulțumim foarte mult, vă mai așteptăm la noi cu alte noutăți și pe teme de urologie, să spunem, dar și pe alte teme. De pediatrie generală, de pediatrie care în sunt general. De... Sigur că interesant. Da, pentru că sunt o mulțime și, din păcate, sunt foarte mulți copii bolnavi, dar important este să meargă părinții la cu timp încredere. Și cu încredere la medicul pediatru. Mulțumim foarte și mult! Și vă mulțumesc! Dragi prieteni, rămâneți alături de emisiunile Telemoldova și Prima TV. Până săptămâna viitoare, vă dorim multă sănătate și numai bine în casele dumneavoastră!